Slăvit să fie Domnul! De la Evanghelia de la Matei, capitolul 4, începând cu versetele 13. Și părăsind Nazaretul, a venit de-a locuit în Capernaum, lângă mare notarele lui Zabulon și Neftalin, ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia, prorocul, care zice: pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare, și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pe când umbla pe lângă marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iubiți credincioși, iubiți frați și surori, iată pericopa acestei Evanghelii deosebite. Cum se spunea și la biserică, astăzi, poate dintre frățiile voastre ați fost în acele locuri sfinte, pe țărul Mării Galilei, și s-a citit și ați citit această Evanghelie a Mântuitorului. Și pe când vă aflați pe acea mare, vă vibra inimile, mai ales când se citea despre Mântuitorul mergând pe acea mare. Și astăzi, credem, chiar dacă nu am fost dintre frățiile voastre în acele locuri, ne vibrează inimile și ne gândim cum Mântuitorul, mergând pe țărul Mării Galilei, cu un singur scop, umblând să caute și să găsească lucrători pentru via sa, pentru ogorul său, lucrători pentru împărăția cerurilor, împărăția cerească, ca să-i facă soli ai mântuirii. Și le-a spus un cuvânt minunat: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Acest cuvânt minunat și chemare, veniți la mine, se spune că pe porțile cerului se află scrise cu litere de aur acest cuvânt: veniți la mine. Precum a spus și gura sa cea sfântă, buzele sale cele sfinte: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și iarăși, când se arată Sfântul Apostol Ioan, cum spunea și fratele, ucenicul iubirii, și celorlalți ucenici: veniți de prânziți. La noi, la care și noi să răspundem, prin ultimele cuvinte ale din Sfânta Scriptură, Maranata, la care răspundem la fel: vino, Doamne Iisuse! Și astăzi Mântuitorul se plimbă pe marea acestei lumi și vrea să facă și din noi ucenicii a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Ținutul lui Zabulon și pământul lui Neftalin, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Zabulon, care înseamnă vânare în noapte, și Neftalin, lărgime. Iată, în această vânare de noapte au pornit și ucenicii, ca să vâneze, sau mai bine zis, să prindă în mreaja Evangheliei pe toți fiii risipitori și fiicele risipitori ai lumii acesteia. Se spune că a-L căuta pe Dumnezeu este cea mai mare aventură a vieții noastre. Iată și sfinții care sărbătorim noi astăzi, sfinții români. Cine au fost aceștia? Ce deosebire este între ei și noi? Aceasta este, că l-au urmat pe Mântuitorul cu voința lor și cu dragostea lor. De aceea, într-o ședință a Sinodului din 1992, 21 iunie, s-au hotărât
ca această unitate să fie și sfinții care se cunosc și cei care nu-i știm, știuți și neștiuți să-i sărbătorim, cuvioșii, pusnicii, mărturisitorii în credință de la Constantin Brâncoveanul, martirii, Zotii, Catalus, Camase și Filipos, până la mărturisitorii de credință care au mărturisit cuvântul lui Dumnezeu. Chiar cum a spus și fratele dinainte vorbitor și părintele Iosif, îl sărbătorim și astăzi printre mărturisitorii cuvântului Dumnezeu. Cu toate că nu sunt canonizați. De nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, spune Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Iată, ne aflăm la o adunare de botez și pentru noi a fost această chemare, dacă am venit la adunare, să venim să ne rugăm pentru pruncul Samuel, care și el a răspuns la chemarea lui Dumnezeu și părinții au răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Iată, Dumnezeu ne cheamă prin diferite moduri, prin succesele și insuccesele vieții noastre, prin bucuriile și necazurile, chiar și prin acest lucru de a da naștere la copii. Sfântul Talasie spune că glasul lui Dumnezeu este în conștiința noastră și conștiința este cel mai sincer învățător al nostru, în care dacă ne ghidăm, nu putem greși niciodată. Și El ne spune ce să facem. Pe lângă taina botezului s-a administrat și taina mirungerii micuțului Samuel. Și la un moment dat, în rugăciunile bisericii din molitfelnic, spune: și fă-l să aibă parte de bunătățile Ierusalimului și să fie scris în Cartea Vieții. Ucenicii odată au venit plini de bucurie la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și a spus: Doamne, până și duhurile ne sunt supuse, iar Mântuitorul stă trist și spune: l-am văzut pe Satana căzând din cer. Și spune la un moment dat mai departe: nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci că numele voastre este scris în ceruri. Iată, numele micuțului Samuel se află scris în Cartea Vieții. Ne bucurăm și noi ca și numele nostru să fie scris în Cartea Vieții. Nu atunci când predicăm la adunare sau facem fapte mărețe, pentru că nu aceasta ne dă valoare în fața lui Dumnezeu. Chiar poate pe cel care noi nu-l băgăm în seamă și poate îl desprețim, poate este iubit de Dumnezeu și poate în acea dimineață el s-a căit în fața lui Dumnezeu și a cerut iertare pentru viața sa. Se spune într-o biserică din Rusia, un preot era descurajat la un moment dat pentru păcatele nuriașilor, că nu sporeau duhovnicește și nu puteau să se ridice din păcat. Și se ruga la Dumnezeu să-i arate starea cu adevărat a credincioșilor. Și i-a arătat într-o zi un înger și i-a spus: ia uite în biserică, în timpul liturghiei. Și a dat Dumnezeu acest dar să înțeleagă gândurile lor. Și fiecare, și la un moment dat s-a auzit ca un vuiet mare, fiecare se gândea. Și el auzea cu voce tare: mai trebuie după Sfânta Slujbă să merg în cutare loc, cutare, uite cum este îmbrăcat respectivul, uite ce are cercei în ureche și intră în biserică, așa și tot așa. Și în acel vuiet din biserică, și el tot mergând, a văzut la un moment dat și a auzit strigând: Doamne, ajută-l pe tatăl meu, Doamne, miluiește-l pe tatăl meu, că este prins de patima beției. Și se ruga. Și acel, cum se apropia, se auzea și mai tare. Și atunci a înțeles că un singur suflet valorează foarte mult în fața lui Dumnezeu. Se spune când strigăm, când spunem această rugăciune: Doamne, miluiește, din străfundul inimii noastre, batem la ușa milei lui Dumnezeu. Iată, de aceea și noi trebuie să ne rugăm și înainte de a veni la adunare: Doamne, binecuvintează adunare, pe frați, cuvântul din adunare, pe pruncul nou botezat,
pe cei care cântă la cântare, ca să fie cântarea potrivită, cuvântul potrivit, ca să fie o unitate, precum am spus și la începutul vorbirii, cum s-a hotărât biserica, ca să o cuprindă pe toți. De aceea și Sfinții Apostoli au avut putere și succes în misiunea lor, pentru că au stat în această unitate. Pentru că aceasta este pecetea, sau puteți spune, un certificat a reușitei lor, sau prezenței Duhul Sfânt în viața lor și a noastră în unitate. De aceea Mântuitorul le-a spus ca o poruncă, poruncă vă dau vouă, să nu vă depărtați de Ierusalim ca să primiți putere de unde? De sus. Și ei au ascultat acest lucru și au stat atâtea zile, vă dați seama, în ascultare și în rugăciune. Și pe când, spune, erau toți și mai departe în același loc, s-a auzit acel vuiet de suflare, de vânt și au primit puterea Duhului Sfânt. Nu se aflau în alte locuri, speri Herihon sau în Coborâș. La fel și noi trebuie să ne aflăm în această stare înaltă de trăire cu Dumnezeu. Nu speri Herihonul păcatelor și a altor lucruri lumești. Cum spuneam de acea fetiță nebăgată în seamă, mi-a plăcut tare mult o istorioară a unui om deosebit despre un mare maestru, folosind și noi termeni care am învățat de câteva zile, a vrut să testeze pe ucenicul său câtă valoare are un lucru, dar și un om. Și a dat la un moment dat un ceas deosebit și a spus, du-te în târg și vezi cât îți oferă oamenii pe el. Dar nu-l vinzi, vii înapoi. Și s-a dus în târg și 1, 2, 3, 4, 5 oameni i-a spus, mai mult de 10 euro nu-i dă. Și a venit și a spus, du-te la un moment dat în centrul orașului, în piața cea mare, și întreabă oamenii mai cultivați, au oferit mai mult, 100 de euro. Și a spus, acum du-te la un magazin, zicea sornicărie, un magazin deosebit, unde sunt oameni deosebiți, profesioniști. Și acesta s-a dus la acel magazin și l-a întrebat cât valorează acest lucru. Și acest expert i-a spus, acest ceas valorează peste 10.000 de euro. A alergat spre maestrul său și i-a spus, la fel și în viață, dragul meu ucenic, trebuie să-l întrebăm pe maestrul nostru deosebit, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să nu ne luăm după amatori, pentru că, la fel cum spunea și în cântare, noi avem preț în ochii lui Dumnezeu și trebuie să ne prețuim fiecare în parte unul pe celălalt. Iată și în Evanghelia de astăzi, nu la întâmplare s-a citit din Evanghelistul Matei, pentru că și el a ascultat acest cuvânt minunat, vino după mine, și a lăsat vama, a lăsat banii, a lăsat, vă dați seama, avea mulți bani, și a lăsat totul și l-a urmat la fel ca și apostolii. Îi dorim și micuțului Samuel, care pentru el este prima adunare din viața lui, la fel și viitorii noștri copilași ne bucurăm să aibă parte de prima lor adunare din viață, să-l ajute, să-l binecuvinteze, să-l ocrotească. Amin. Slăviți să fie Domnul!